Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung a găzduit joi seară o nouă întâlnire în cadrul Cercului de Istorie Mușcelean, prima din 2022 și cea care a marcat și 24 de ani de la înființarea Cercului deschis pentru orice pasionat de istorie. Discuțiile din cadrul întâlnirii au fost construite pornind de la tema aniversării Unirii Principatelor Române, la data de 24 ianuarie 1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, și s-au îndreptat în special asupra evoluției ideii de unitate la români în perioada respectivă. Cuvântul de bun venit a fost înaintat de Anca Șendroiu, managerul Bibliotecii Municipale, și de conferențiar universitar dr. Claudiu Neagoie, organizator al Cercului de Istorie Gheorghe I. Bretianu. Bună seara și bine ați revenit! Mă bucur să ne revedem după pauza pe care am avut-o. Și pentru că se apropie o zi importantă pentru noi, 24 ianuarie, Unirea Principatelor Române, tema de astăzi este ideea de unitate la români de-a lungul secolelor. Dați-mi voi să vă urez la mulți ani, sănătate și să aveți spor în tot ceea ce faceți în acest an de grație 2022. Acum, înainte de a... pentru că a trecut o perioadă destul de lungă, și membrii Cercului n-au reușit să se reunească, să-și rea activitățile. Țin să spun câteva lucruri importante din punctul meu de vedere. În primul rând că pe 17 ianuarie s-au împlinit fix 24 de ani de când acest cerc de istorie încă există. Vă reamintesc că acest cerc a fost înființat la Liceul Dan Barbilian și ulterior a funcționat la Casa de Cultură Tudor Mășatescu. Doi tineri, un muzeograf de la Muzeul Municipal Câmpulung, Florin Mihai Popescu, un profesor de la Bucra Iurilescu și trei elevi. Ioana Nestor și Cosmina Antonică, eleve la Liceul Dan Barbilian și pe atunci tânăr elev la din Cugulescu, Valentin Mocan. Astăzi suntem doar doi, ceilalți sunt pe alte meleaguri, în câte știu eu. Profesorul de istorie Ion Oană a subliniat prin argumentele aduse în discursul susținut faptul că este nepotrivită descrierea generică a evenimentului de la 24 ianuarie 1859 prin formularea Mica Unire, un concept corect fiind cel al Unirii Principatelor Române. De multe ori unitatea aceasta nu a fost, da, trebuie să o înțelege numai neapărat statală unică, ci o unire realizată prin idei, prin aceleași idei, cum a fost în timpul lui Matei Basarab, aceleași idei ca și principiile Transilvaniei, era poții de liniște și de unitate a celor trei țări române în lupta împotriva turcilor. Deci paleta aceasta a unității s-a diversificat în timp. În prima parte a întâlnirii a fost prezentat contextul care a favorizat împlinirea acestei idei vii, a actului unirii, la granița istorică dintre finalul domniilor fanariote și revenirea la domniile pământene, fiind oferite de asemenea numeroase exemple și detalii, inclusiv despre unele reprezentări heraldice din vremea respectivă, precum și despre apariția ideii de înființare a regatului Daciei. Au fost evidențiate elementele care au favorizat actul unirii din 1859, printre acestea fiind și faptul că se dorea stabilitatea domniilor, apariția tarafurilor de putere și influență politică, precum și ansamblul de factori generat în raport cu marile puteri. Un alt obiectiv important susținut și de unii și de alții a fost dorința de a se institui domnii sigure, domnii stabile. Deci ideea aceasta a stabilității domniilor, pentru că trebuie să vă spun că în perioada fanariotă, în medie, domnia unui fanariot era cam de 2,5 ani. Erau domnii care treceau de 3 ani, dar erau și domnii de câteva luni. Și pentru Muntenii și Moldovenii, pentru treburile administrative, pentru fiscalitate, mai cu seamă, stabilitatea domniei se impunea. Și în urma acestor demersuri, în 1802, poarta acceptă, printr-un hatișerif semnal la Gâlcane,
ca durata domniei să fie pe 7 ani. Au fost menționate contribuțiile aduse de mari învățați din vremea respectivă, precum tipografia înființată de mitropolitul Varlaam, cărțile tipărite de acesta, dar și idealurile scrise în ceea ce ar putea fi considerat un punct de reper în genul reportajului românesc, Însemnare a călătoriei mele, de Dinicu Golescu, din anul 1826, în care erau prezentate elemente de unire precum începuturile, religia, limba și trebuințele comune ale locuitorilor din țara românească și Moldova. Dar până la 1846 sau 47 a dispărut vama între țara românească și Moldova. Vreau să amintesc că înainte, cred că până în 1830, dispăreau vămile între statele germane. Deci urmam aceleași cale. N-am urmat altă. Poporul român de la popor, națiune, stat, au urmat exact aceleași cale, aceiași căi, au una singurea, pe care și grecii, și belgenii, și italienii, și nemții l-au urmat. A fost secolul națiunilor, generat, evident, de iluminismul francez, de Revoluția franceză și de mișcările de liberare națională ale popoarelor. În finalul întâlnirii a fost precizat faptul că viitoarea ediție a Cercului Istoricilor Mușceleni se va desfășura în data de 24 februarie, fiind menționat faptul că au început pregătirile pentru cel de-al treilea volum de istorie, civilizație și cultură. La Mușcel TV va fi difuzată în curând înregistrarea integrală a primei ediții din 2022 a Cercului Istoricilor Gheorghe Ibrătianu.